Medicul englez a avut curajul de a lupta cu prejudecățile vremii și a riscat viața unui copil de 8 ani infectându-l cu variolă pentru a demonstra că organismul uman se poate apăra împotriva bolilor, activându-i sistemul imunitar prin vaccinare. El a murit de apoplexie la 73 de ani. Cele două pasiuni din tinerețe, desenul și caii, aveau să-i marcheze destinul. La 30 de ani, în urma unor accidente de călărie, suferă leziuni ale coloanei vertebrale, care îi vor aduce și sfârșitul. Picturile sale l-au făcut nemuritor. Biografii și exegeții săi au convenit că singura iubită a scriitorului a fost Parisul și a descris plimbările prin orașul luminilor în mare parte în proza sa, mai puțin în poezie. Prozaic a fost și sfârșitul, alegând să se spânzure în stradă, punând capăt și ultimei sale plimbări prin îndrăgitul Paris. Generalul american era mai conservator și nu a acceptat să utilizeze masca de gaze în timpul primului război mondial. A avut noroc să scape viu, însă a suferit tot restul vieții de afecțiune ale plămânilor. Inginerul german a realizat primul motor cu ardere internă cu aprindere prin scânteie, generând în urmă cu un secol și jumătate foamea de benzină care a schimbat fața întregii planete, cu toate riscurile care decurg de aici. Devenit un cuvânt banal, stresul are de fapt o istorie relativ scurtă. După al doilea război mondial, medicul elvețian obsedat de interacțiunea organism-mediu a lansat această noțiune care indică un sindrom general de adaptare. Cum veșnică-i pe lume doar schimbarea, toți suntem stresați. Poți zidi o lume întreagă, poți o sfarmi, orice ai spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Geniul carpaților n-a vrut să înțeleagă asta și oricum stresase pe mulți. Cunoscut și îndrăgit ca actor, americanul s-a remarcat și prin acțiuni de binefacere, dar și prin activități generatoare de multă adrenalină. Ca pilot de curse, a obținut numeroase titluri de campion în competițiile americane. Nu și-a încheiat studiile de jurnalism de la Universitatea din Paris, devenind actor la 19 ani. A preferat apoi să se dedice regiei de film, care i-a adus și celebritatea și cel puțin 3 din cele 5 soții. Prima a fost Brigitte Bardot. Compozitorul, care a lansat 10 de șlagări în muzica ușoară românească, a îndrăznit să producă și un volum de versuri, Pare și impare, prin care își confirmă sensibilitatea artistică. Din păcate, o boală necruțătoare ni l-a răpit în 2001. Hai să ne imaginăm că vom da mai mult decât luăm, că vom ști să-i ocotim pe cei ce iubim. Hai să ne imaginăm că avem aripi și că zburăm, că suntem mai drepți, mai buni de mâine, de luni. Azi în satul de pe deal american născut în România, la București sau la Făgăraș, după unii, s-a remarcat în roluri de gangster, ajungând să joace alături de nume celebre ale Hollywoodului, ce-i drept l-a ajutat și fizionomia. Juristul ieșean a contribuit la știința dreptului internațional, dar s-a aplecat și asupra pasiunii sale literare. A publicat numeroase volume de poezie, proză și dramaturgie. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.